ceea ce se discută în... Să nu facem niște conferințe în paralel. Ceilalți vorbitori vor evoca personalitatea extraordinară pe care a avut-o Corneliu Coposu, ce a însemnat pentru istoria recentă a României și, de asemenea, care este moștenirea, ca să spun așa, politică și națională a lui Corneliu Coposu. Vedeți, aici suntem, ne-am întâlnit oameni care l-au cunoscut bine pe Corneliu Coposu și care, sigur că fiecare dintre voi va evoca unele aspecte care le știe mai bine, care le-a simțit mai bine și care, cel puțin în ce mă privește, lucruri care, la urmă de tot, ne-am învățat de la Corneliu. Aș da cuvântul domnului Zarojan, care a publicat o viață a lui Corneliu Coposu, văzută prin prisma documentelor securității. Deosebit de documentată, s-a inspirat în arhiva Consiliului Național pentru Studiul Arhivelor Securității și este o sinteză a celor pe care le-a găsit în dosarul lui Corneliu Coposu. Așa că îi dau atenție. Mulțumesc frumos! Eu mă aflu aici pentru că am avut privilegiul, pot să spun, de a scrie această carte. După ce atâta timp cât seniorul s-a aflat printre noi, ca ziarist am stat de vorbă de mult prea puține ori cu dumnealui, dar ulterior, cum spuneam, am scris această carte, ocazie cu care am cunoscut și familia și o parte dintre prietenii de tovară și de suferință și de idei. Mă aflu aici pentru că, așa cum spunea domnul Zanfirescu, am avut ocazia nu fricoșătoare și minunată în același timp, de a intra într-o adevărată lume paralelă, cea a dosarelor și a vieții ascunse acolo a oamenilor care au făcut pușcărie politică, o lume din care m-am întors aproape cu greu în lumea noastră frivolă și superficială și la sfârșitul perioadei în care am studiat dosarele Coposu, care puse unul peste altul, cred că ajungeau cam la un metru și jumătate, mă mărturisesc că mi-a fost greu să mai fac munca de ziarist, să scriu despre niște oameni și niște întâmplări care, raportat la ceea ce citisem acolo în dosarele Forțe Securități, nu erau subiecte, pur și simplu. În același timp, aflu aici pentru că am avut norocul
și am să vă spun imediat în ce context, să cunosc ceea ce am numit noi juniorii seniori. Atunci când Fundația Cocosu a lansat prima ediție a unui concurs de eseuri printre elevi despre personalitatea lui Cornel Cocosu, am fost extrem de circumspect pentru că nu-mi imaginam ce ar putea să știe despre Cocosu niște tineri care abia dacă se născuseră când el trecea la cele veșnice. M-am înșelat și nu m-am înșelat. Nu m-am înșelat în sensul că nu știam nimica. M-am înșelat însă în așteptările mele privind dorința lor de a ști. La această provocare a unui concurs s-au apucat să se intereseze. Au căutat unde puteau să caute, gata, domnul Arachelian, pe internet și așa mai departe. Au aflat, au fost extrem de tulburați și au scris lucrări extrem de tulburătoare. Lucrări în care nu odată, nu unul singur dintre ei, a spus părinții nu ne-au spus nimic. Nici despre Cocosu, nici despre închisorile comuniste, nici despre comunism în general. Și cred că acesta este un mare semn de întrebare care plutește și astăzi asupra societății românești. De ce părinții, majoritatea, bineînțeles, nu totalitatea, nu le-au spus copiilor nimic? Au fost deja trei ediții ale concursului, aceleași impresii s-au repetat în timp. La ultima ediție deja vorbim despre copii care nu se născuseră, au trecut 6 ani de la prima ediție, nu se născuseră atunci când mărea Cornelul Cocosu și este cu atât mai impresionant să vezi care este forța reacției lor atunci când sunt confruntați, când sunt puși față în față cu aceste adevăruri pe care nu le știau până când au intrat, repet, într-o provocare inițial. Hai să participăm la un concurs și când au aflat ce au aflat, s-au îngrozit, ca să spun mai pe scurt. Mă aflu aici din partea Fundației Cocosu, doamna Rodica Cocosu se află și dumneaei aici. În același timp aș vrea să spun că vreau să vorbesc și în numele domnului Cristian Fulger, care e rezident în Germania de 30 de ani, dar vine cât de des poate în țară, pentru ceea ce este, aș zice, chiar o obsesie pentru dumneavoastră, și anume aceea de a nu se risipi, de a nu se pierde numele lui Cornelul Cocosu. De aceea suntem interesați și vrem în continuare să întreținem o legătură strânsă cu IICMER și cu orice organizație sau ONG sau orice persoană, la urmă, oameni, care nu face parte din, mă tem, majoritatea românilor care nu vor să mai știe ce a fost în trecut. IICMER, Memorialul Siget, Fundația Cocosu și ceilalți care mai sunt, reprezintă, din păcate, excepțiile. În general, s-a cam așternut uitarea și oameni inteligenți, oameni cu anumită cultură cu care stau de vorbă, spun, hai numai ce să mai vorbim despre lucrurile astea. Au fost când au fost. Eu cred că e foarte mult încă de vorbit. Fundația Cocosu vrea să continue această tradiție a concursurilor. Am vrea să reușim să facem o tabără de vară la Râmnicu Sărat. Una ar trebui, ar fi, cum să spun, obligatoriu să facem o tabără de vară la Bogota natală al lui Corneliu Cocosu, să vedem cât ne ține puterile și ce vom reuși să facem. În orice caz, și cu asta închei, vreau să știți că lucrăm încă de pe acum la centenarul Cocosu, centenarul nașterii Cocosu, Corneliu Cocosu, care va fi în 2014, pentru că domnul Fulger, în 30 de ani în Germania, a devenit foarte neamț și își face planuri pe mulți ani înainte, dar, de adevăr, este un eveniment care trebuie pregătit din timp și trebuie să aibă o anumită greutate dintr-un motiv foarte simplu. În această lume în care trăim și în care există din ce în ce mai puține repere morale, Cornelul Cocosu este reperul prin definiție. Mă gândeam, vă rog să-mi iertați blasfemia, dar de dragul contrapunctului, ca să zic așa, imaginați-vă o clipă pe Cornelul Cocosu traseist politic. Și atunci o să vă dați seama care este raportul, desigur știți deja, care este raportul dintre ceea ce era Cornelul Cocosu și alți oameni din generația lui și ceea ce se întâmplă astăzi în jurul nostru. Vă mulțumesc foarte mult și cred cu tărie că nu trebuie să
lăsăm trecutul în trecut. Mulțumesc frumos!